Sfârșitul muncii, The End of Work, scrisă de Jeremy Rifkin în 1995, este o analiză profundă a impactului revoluției tehnologice asupra pieței muncii globale. Rifkin argumentează că avansurile tehnologice, în special în domeniul automatizării și al inteligenței artificiale, vor duce la o reducere dramatică a locurilor de muncă tradiționale în sectorul manufacturier și, în cele din urmă, și în sectorul serviciilor. Cartea explorează ideea că, pe măsură ce productivitatea crește datorită tehnologiilor avansate, tot mai puțin muncitori vor fi necesari pentru a produce bunuri și servicii, ceea ce va duce la șomaj masiv și inegalitate economică. Rifkin sugerează că societatea trebuie să se pregătească pentru aceste schimbări prin regândirea structurilor economice și sociale, promovând noi modele de distribuire a venitului și implicând mai multe persoane în activități din sectorul non-profit și comunitar. Sfârșitul muncii este o carte vizionară care avertizează asupra consecințelor posibile ale unei economii din ce în ce mai automate și pune în discuție necesitatea adaptării la o lume în care munca tradițională este din ce în ce mai puțin disponibilă.